Yo, a venit tipul să încercăm Counter-Strike 2. Nici măcar nu m-am jucat Counter-Strike 1, dar nu e nicio problemă că ne jucăm al doilea joc. Înainte de a vedea cum este jocul, v-aș ruga să apăsați butonul de like, share, subscribe, să intrați pe serverul de Discord unde aveți primul link în descriere și fără a mai lungi, haideți să începem. Suntem în primul match, haideți să vedem. Băi, ăștia deja sunt playeri aici. 1-0 pentru noi, mi-am făcut și eu setările cum am știut în modul meu. Este 1-0 pentru noi. Hai să vedem, acum am și o armă, am pistol, am ce trebuie, am un AK, ar trebui să rup. Ia uite, direct cap. Încă unul aici? Nope. Na, deci dacă ăsta mă omoară, dau un fireball de ăsta, ce-o fi. Hai că-mi dau foc singur, mi-am dat foc singur. Mă joc casual, uite, am făcut assist. Mă joc casual pentru că nu am level ca să mă joc competitiv și ăsta m-a omorât. Vă întrebați cum s-a ajuns să mă joc jocul acesta? Chiar dacă nu v-ați întrebat, o să vă spun eu. A lăsat cineva în secțiunea de comentarii să ne jucăm CSGO. V-am întrebat ce jocuri doriți să încercăm, iar voi mi-ați spus CS. Uite-l pe ăsta. Easy, m-a omorât. Deci da, momentan nu am level să mă joc, totuși aș vrea să strâng bani pentru sniper, să fac niște highlights-uri cu sniper-ul. Nici nu știu la cât se termină casual-ul, la ce score. Am nimerit pe cineva, cred. Ok, nu mă judecați pentru AI-ul pe care l-am. Prima dată când mă joc CS, iau tel pe ăsta. Uuu, cap direct, easy. Încă unul, doi. Aoleu, s-mort. Mai am 4 HP, s-mort. Ce ar trebui să fac în această situație? Ce ar trebui să fie distrași? Exact. Vă vezi că îmi place CS-ul. Chiar îmi place mai mult ca Fortnite-ul CS-ul. Ok, ăla mă știe. M-a știut ăsta la alt din spate. De bă, ce rupe ăsta? Câte kill-uri am? Am 3 kill-uri. Bun, merge. Pentru prima dată când mă joc e bun. Bine mă, ce snipe și-a luat băiatul ăsta. Creați-mi în continuare în secțiunea de comentarii ce jocuri mai vreți să încercăm. Ăsta e mort, easy. Mai am 77 HP. O vezi că îmi place CS-ul. Deci dacă mă obișnuiesc să mă joc CS, clar, o să fac 1000 de ore pe jocul ăsta. Hai că fac 1000 de ore dacă e ceva. Sper că se aude bine sunetul. Nu am testat să văd cât de bine se aude jocul, sunetul din joc, dar cred că o să se audă bine. Bă, 3-1 pentru noi, vezi că e bine. O, ce cap, mamă, cum s-a văzut. Yeah, man, vezi că e bine, bun. Joc destul de bine momentan. Am bomba, nu vreau bomba, nu știu cum să o dropez. Cum dropez bomba? Ah. Creți-mi voi în secțiunea de comentarii cum dropez bomba. Eu uite-l pe ăsta. Ah, n-am fost atent. Nu știu cum să dropez bomba, bro. Mamă, cum joacă băiatul ăsta. Am pierdut 4-2, nu e nicio problemă. Am bani de sniper, mi-am luat sniper. Doi ce rup, m-am blocat în cutia aia. Ce rup acum? Fii atenți puțin la gameplay-ul ăsta nebun. A dat smoke. E useless sniperul meu acum. Toată lumea are sniper, iau-l și pe ăsta. Și pe ăsta la alt. Pe mine. Vin aici player. Sunt mort, n-am ce să fac, iau-l pe ăla. Ok. Bă, ce bun sunt. Mai e unul aici. Aici e unul, aici. Partea asta. Uite-l. Nu! Am tras, bro! Am tras! Nu cred! Câte kill-uri am? Am 7 kill-uri. Bă, vezi că-s bun. Și am 6 dead-uri, cred. Da, am 6 dead-uri. 7 cu 6 cu 2. Și 2 asist-uri. Vezi că e bine. Așa să mă uit dacă sunt ale mele. Da, mă, sunt statisticile mele. De ce trebuie până acum? Chiar îmi place. Am pierdut? N-au plantat ăștia. Bă, dar nu știu cum să dropez bomba. Oricum n-aveam eu bomba. Iau-te kick. Cum dau și eu kick? Dar de fapt nu vreau să-i dau kick. De ce să-i dau kick? Înapoi cu AK-ul. Bă, vă zic sincer, e o diferență destul de mare. De la Critical Ops la CS se simte diferența. E mai ușor, ai un mouse, ai o tastatură, e mult mai ușor. Cu AIM-ul nu prea sunt obișnuit aici. Dar bine, nici pe Critical nu prea eram obișnuit. Ia uite-l pe ăla. M-a omorât instant, mi-a dat cap. Un hit mi-a dat ăsta cap. E foarte tare că pot să văd ce face echipa adversă. Bineînțeles că pot să văd treaba asta deoarece sunt pe casual. Dar fac eu level, nici nu știu ce level îmi trebuie. 2 sau habar n-am. Scrieți-mi în secțiunea de comentarii de ce level am nevoie ca să mă joc și eu la competitiv. Asta, bă, nu că e plictisitor, dar na, e mai mișto la un competitiv. Acolo mai te înveți, mai te alea, știi? Hai, mai schimbăm și ruta. Mergem și noi pe aici. N-am cuțit, n-am nimic, n-am skin, dar oricum n-am nevoie de astea. Hai că s-a dus ținta mea 3 km în sus. Și ăla e acolo. Nu mai e. Ok. Mort? I-am dat cap. Dă-și pe ăsta. Nu!
Nu, măcar l-am omorât pe ăla. Am 10 kill-uri. Hai mă că locul 1, 2, 3, 4. Pe al 4-lea loc. Merge, merge. Păcat că nu îmi dă nimic când câștig. Adică nu știu, eu n-am primit nimic. Îmi dă și mie măcar ceva. Adică o cutie, o ceva, un reward. Sau nimic. Uite-l pe asta. A, m-a omorât. Mare 44. A, dar l-a omorât vărul meu. Direct. I-a dat mare cap. Ce skin are ăsta, bro? De bă, ce skin are ăsta? Tare, rău. A, ăsta e de-al meu. Ia să-l vedem pe bro ce face. Hai, lil bro. Vorbește cineva acolo. Nu știu cum să-i dau mut. Care vorbești, bă? Doamne, cum îi dau mut? Nu știu cum să-i dau mut. Ia, am bani de sniper? N-am bani de sniper. Hai, facem eco. Jucăm și noi un deagle. Un one tap. M-am văzut eu acum 2 ani. Uite-l pe ăla. One tap. Hai că. One tap. Pe ăsta ce încrezător e cu sniper. Bă, ai sniper, bă, ai AVP. Am rupt picioarele, mi-am luat full damage. Uite, am o armă. Na, mă, că am și eu skin acum. Bă, ce tare e skin-ul ăsta. Hai să ne uităm la el. Bă, vezi că e șmecher skin-ul ăsta. Având în vedere că eu n-am niciun skin, merge. Ești pe M4. Merge, merge. Uite pe ăsta, nu vreau să mor, bro. Aveam cea mai șmecheră armă. M-a bătut ăsta cu P90-ul. Ia să vedem, 1v1. Îl rupe, mă, cu tractorul ăsta de P90. A, l-a bătut, mai contează. Am câștigat, am avut 10 cu 10 cu 3. Eu zic că e bine, mă, primul meci e perfect. Păreri? Ok, mă, băieți, am deblocat competitivul. O să mă joc și Wingman. Deci a fost nevoie de vreo 3-4 meciuri, ceva în genul, ca să le deblochez. Păi e bine, cam ăsta a fost și episodul. Sper că v-a plăcut. Eu am fost Alex, iar noi ne auzim data viitoare cu un nou episod. Salut!